dimineața. Băi, fraților, gata, m-am instalat pe aici. Aștept să mai încălzească un pic în răgălie, că e o bumba zac, mi-a lăsat sirocoul pornit. I-am dat de butonul ăla din spate, de la potențometrul ăla mai încet. Dar am uitat să-l cuplez pe ăsta aici. Și paula, căldură. Mamă. Se vede. Avem vizibilitate măcar, ia să bag așa telefon până un alta. De... Kilometri 50, 10, 8, 7. 2,75. Deci avem Necto Parduins. În firma asta am spart de două ori tripla, să-mi bag pula în același loc. Euracor și Hubo. Bă, nu e greu, e easy peasy. Cred că Hubo nu știu de pe acolo. Abar n-am, nu mai știu dacă a fost sau n-a fost. Nu prea. De obicei nu prea fac eu Hubo. Brico și alte de astea. Am făcut anul trecut. Opa. Și ADR. Aici mă descarcă ei. La Necto mă descarcă ei. La Pardin trebuie să descarc eu. La Euracor mă descarcă ei. Și la Hubo trebuie să descarc eu. Două. A, cu siguranță trebuie să-și încarc după ce. Hai să pun acte aici ca să nu împiedic ventilația. Mamă. Cât ai zis? 275, nu? 275. Hai verificată, 275. Hai că-i dau așa încetul. Măcar găsim remorca. Că se dezgheață așa din mers. Cât de cât văd, cât să mă deplasez. Geamurile laterale sunt ok, nu am treabă. Am în față aici, asta e ghițat. Deci 275 aici nu. Dărâmată e remorca asta, în bapula de răstrânată. Dă-te-i deșlată. Dar numai cred că sunt mai tight flex, să duc la fier vechi, ce pula să mai facă. Și mașina mea, bă, de dimineață, vai, iar gheață pe ea, dă-i. Râșcâie cu racleta aia. Ce faci, guriță? De pizda aia bună, de pulă, e una pe aici bună. Asta e o parte a clădirii care e tot a noastră, dar au închiriat-o la o altă firmă mai micuță. Uși cu spălătoria, dacă nu sapă ăștia și pe aici de rup. Ba, pula, au turnat pe aici, au turnat niște betoane. Niște chestii. Dar și când o gata, sunt curios să văd cum spală, merge, nu merge. Să luăm și tărăbanța după noi, că fără merem degeaba. Mamă, stai că îmi cap în mâna de geacă. 1, 2, 3.
guma, bă, că... Mă plescă aici, în urechi. Se ridică asta, mă, sau ce face? Mă uit la faruri acolo, pe colț, la perete, pe margine de la perete. Hai să vedem dacă e de ajuns sau nu. Da, ce că da. Oh, oh. N-am simțit-o, uneori se simte că se decuplează picioarele de pământ, de contactul cu pământ. Aici. Nu prea am nevoie, pentru că nu-mi ieși așa. Wow. Da. Remorca e cea care trebuie. Alfa la fel. Bine să verifici tot timpul. Că se mai întâmplă și măgării. De exemplu, într-o zi aveam două curse aceeași remorcă. Deci dacă venea ăla înaintea mea, îmi lua remorca mea. Clar că el nu era ce trebuie. Să ridic astea sus, că acolo e foarte inclinat la prima adresă. Să nu le turi pe jos. Bun. Asta nu are, mă. Dar nu de pula mea scurt. Sper că stai aici. E metalizată, cum să... Ia uite. Să mă aduc și preul ăla cu mine, să mă dau pe balamale. Hai să ne ducem și noi. E 7:30 deja. E la 7 aveam plecarea, dar așa o frec eu în fiecare zi pe aici, vreo jumătate de oră. Prin firmă. Acum se întoarce în firmă, au făcut deja livrările. La cât a început ăsta mânca oare? Nu spare iară cafeaua. Bă, am obsesie cu cafeaua asta, frate. Trebuie neapărat să fac ceva. Tot zic că fac de 4 luni, 3 luni. Tot o pulă. Noroc, iorule. Făcut o pulă de cal. Hai, mâncați-aș pula ta de prost. Bă, frate, stai, nici nu a intrat. Nu aici vrea el să intre. El ce credea, că o să iau camionul în brață și o să fug cu el, să-i fac loc. Stupid shit. Da, mă, ăștia șoferii noștri, că nu s-ai noștri, sunt belgeni majoritatea.
Dar problema e internațională, ca să zic așa, pe tot globul. Peste tot aud aceleași probleme. Nu s-a născut nimeni învățat, nimeni e perfect. Și eu greșesc, ni se pot întâmpla și nouă chestii. Dar sunt ele banale, mici, uite cum era ăla. Se bage el peste mine, el ce credea el că pot eu să fac? Deci niște chestii de alea de ultimul grad de retardism la maximum. N-ai cum. Chestii minore, banale, care ar trebui... Nu trebuie să fii șofer ca să-ți dai seama sau să știi. De-aia înjur într-una și mă enervez. Nu pe faptul că, bă, uite, o făcută la accident sau bă... Bă, niciodată n-am zis nimic. Se întâmplă, se poate întâmpla. Sau... Să critic pe cineva, nu știu, că își pune avaria și se oprește pe drum, omul poate caută firma, nu găsește, na. Nu-i de înjurat, dar bă, și chestiile astea se fac etic, înțelegi? Pui o avare, nu-i frânezi nimănui în față, în ultimul moment, nu-i tai nimănui calea. Te tragi pe dreapta maxim cât se poate. Deci niște reguli așa simple din astea care dă dovadă de bun simț și respect față de ceilalți șoferi. Eu pe chestiile astea mă enervez foarte, foarte tare. Bine, mă mai enervez și pe chestiile alea în care văd că ești atât de idiot că nu știi să folosești o bandă, că nu știi să faci anumite lucruri care ar trebui știute, niște chestii de bază. Mă enervez când îmi tai calea, mă enervez când stai lângă mine, eu vreau să schimb banda și tu stai ca bou, atunci mă enervez. Mă enervez când pun semnalizarea și tu totuși te bagi, adică mă vezi că vreau să intru sau să fac stânga. Te bagi în depășire, că așa ești tu. Deci, efectiv, pe chestii de genul ăsta mă enerveze. Cu siguranță sunt mulți care s-au uitat la videouri și au zis, o, ce înjură și muie ăsta ca la ușa cortului. Bă, nu, frate, așa îi. O vorbă mare spusă de domnul Adrian. Toată lumea zice, ești tu și drumul. Ești tu și pula în pizdă. Unde de idioți ești la alți care ai tu de-a face zi de zi cu ceilalți șoferi? Că practic tu ești ca într-un ring de box. Trebuie să ai grijă cu ei să nu te lovească. Aici, da? Plac, ei trebuie să dea prioritate de dreapta. De nu știu câte ori mi-au ieșit în față. De nu știu câte ori. De ca și cum eu trebuie să le dau lor prioritate. Nu că mi-au ieșit în față așa, la mustață. Nu, frate, de-aia penală în pula mea. Trebuie să mă opresc pe loc, că a intrat domnul, gata, s-a băgat. Și mai și stă încet, așa, știți, mai verifică și după camion să poată să vadă pe benzile alealte dacă vine vreunul. Deci, bă, e strigător la cer, mă, e... După cum am zis, astea sunt... chestiile care te fac să o iei cu capra. Să reglăm și noi căldura, s-a încălzit. Camionul se încălzește destul de repede. Punem așa la un 23. Poate un picuț mai mult că e rece. Minus 2,5 grade. Și căscatul de dimineață care trebuia să vină și el. Ia să vedem asta, s-a mai răcorit. Bă, m-am trezit destul de greuț. Deși am început la ora 7 azi. La 6:40 m-am trezit să-mi bat pula. M-am trezit la și 20, am amânat până la și jumate și după la și 40. La seara am stat de-a mai editat la un video, e aproape gata.
Bă, știi cum e și cu videourile astea? Îți iau gălăgie de timp. Că tu nu te duci acasă și faci doar video, că poate unii nu înțeleg, știi? Că zice, a, ce pula mea că vii acasă, ai timp. Cu aia, eu nu mă duc acasă, mă dezbrac și sar în video, înțelegi? Am și treburile, activitățile mele zilnice. Și abia pe la 9-10 seara mă apuc dacă mai eu stau, dacă am chef de video. Și mă prinde 12-1. Și nici măcar nu-l termin de multe ori. Și de multe ori, dacă te apuci de anumite chestii, stai să termin ce ai început, ca să știu a doua zi cam pe unde ai rămas. Și zic, hai că fac chestia asta până la capăt și uite așa. Care blițat, mă, ăsta? Sau ăla din spate care s-a băgat în depășire. Bagă-te, Gogule, bagă-te. Depășește cât vrei tu. Se rupe pula mie pe tine. În 17. Nici măcar nu e legal ce face el aici. Și eu fac, și eu fac treaba asta ca să nu o arde mai urea. Dar eu o fac doar în cazul de urgență, de mă îngrăbesc sau merge cineva foarte încet în față, atunci da. De aici o pun pe 85 și dau la vale, pentru că oricum e trafic, se va imediat în potmolim, așa că nu are rost să mă agit. Merg cu 90 ca descreeratul ca să ce câștig. Spar, m-a căptușit soarele ăsta. Și am joc ochelarii de soare pe și tot mă rupe. Rupe muianu. Opa. Hai că ajungem imediat. Aici e la, cum zic eu, în ghilmele, la țară. Am mai făcut un video acum recent. Dar am zis aia să mai filmez și acum. Să filmez de fapt toate activitățile, ca să zic așa, și după aia mai tai din ele, văd care cum. Încărcat și ce tip de marfa am. De fapt, cred că am de toate tipurile. Soarele în stânga mea, în stânga spre spate, ca să zic așa. Nu-mi zic că nu pot să intru. Ce dracu? Nici de pe partea alta, nici de pe partea alta nu pot. Mamă, și dacă am și mulți paleți aici, am belit-o. Dar trebuie să lase loc, mă, că n-ai cum, necto, uite. N-ai cum să blochezi intrarea în firmă. Altă variantă nu mai e. Adică mai e una, dar și aia e închisă.
Uite, băi, gheață pe jos pe aici. Băi, ești nebun. Să vedem. Liber. Perfect. Văd o pulă în oglinda aia, noroc că cunosc aici intrare și știu că mere. E și murdară, bătea și soarele. Unde s-o să lamă în față? Că nu mai ai unde să mergi. Eu am fost pe drumul ăla. Pisicuțele la pauza de chiștoc. Ce da așa, o țără ieși un pic. Să te îndrepți. Și înapoi. Mamă, Sorinelu, da-ți aș papa. Mă dau să deschid ușile. Băi, eu bag direct acolo în mijloc, că sper să fie loc acolo, dacă nu, mutăm, ce pana mea. Mamă, cum îmi dă soarele ăsta. Băi, nimic nu văd, mă, să-mi bat pula. Unde dracu e linia aia? Acum văd ceva, ceva. Cam așa. Niște hopuri din alea aici și dau ca nebunul rampă și de aia. Gata, încerc să țin așa. O bombă aici. Ne vedem după ce descarc. Eu nu vedeam ăsta, dar am ochelarii. Am obligatoriu dreapta, nu știu pe unde o să mă duc ăsta. Pe un drumuleț mic. Da, am mai fost o dată pe drumulețul ăla. Da, cred că au pus acum semnă de interzis să vin cu aici ca să
nu se intersecteze mașinile. Poți să mergi pe el, dar nu, dacă te intersectezi cu încă una, ai pus-o. Am fost odată, la mai de mult pe el, nu știa să ajung aici. Ai, bă! Necto, bifat. Conform. Șpir la care-i? Șpir la în felul următor, că următoarea parduința asta îi dau de pe acum check out. Că nu-i în camion. Și merem direct la Euracor. La parduința acolo nu mai trebuie să mă mai duc. Paci. Paci le-a trebuit să iau. Ce casă aici? În casa asta să locuiesc, așa, pustiu, în pustietate. Uitați-vă și voi pe ce drum trebuie să merg. Tăi mâncavar. Dai că noroc că nu plouă și așa, că aici e nu prea stabil pe margini. Te duci cu roțile pe margine să nu rămâi potmolit. Nu știu ce mi se aude mă așa. A, ăsta se aude mă. Cola sau ce era, Fanta. Mac Balsam. Bă, pula, că azi de pe hartă pe aici, mă, frate. Dacă te intersectezi cu o mașină, ai pus-o, adică ai pus-o. Trebuie să dea ăla înapoi, nu-ți dai tu. Nu, nu sunt nici locuri făcute, amenajate, în care să se bage. Și aici, la dreapta, iară, a? Fapt, o singură casă, sau două, sau una. Așa e fain să locuiești. Bă! Arată că e închis în față. Încolo, deci trebuie să-i dau. Dau înainte, pe aici. Blana mea. Poate rămân în potmoli pe aici. A băgat mea și pula în obligatoriu lor la dreapta. Erau 2 metri acolo până ieșeam în drum. Ce pula mea. Uite bă pe unde m-au băgat. Și ai livrare acolo la Necto. Și de acolo ai văzut și, ați văzut și voi. Unde pula mea poți să pleci dacă te obligă să o iei la dreapta. N-ai pe unde să mergi decât pe aici. Și acolo numai camioane livrează. Mâncăvar. Să vă mânși. Sper că noi rămânem potmoli pe aici pe undeva. Atâta lipsește. Într-o zi frumoasă ca această zi. Super mișto afară. Foarte senin. Doar că e rece. Iarba albă, care nu mai e verde. Deci pe drumul ăsta chiar că n-am mai fost. Ai tati, dă-i pe câmpuri, pe merem la Arad. Asta fac șoferii de camion. Ară. Să o las mai ușureară, așa. Că mă zgudie.
Ce ai pus-o aici, dacă vii pe timp de ploaie, aici se noroiește drumul ăsta, se face ca toți dracii de pe margine, știi cum trec tractoare și așa. Ce ai pus-o rău, nu așa. Deci încolo, da, să mă duc, e ceva fermă. Dăm înainte. Sper doar să pot să virez. Hai, șpirla. Să n-am vreun colțișor de ăla de... Deci eu pe drumul ăla care era închis aici, mai înainte de a trecut, am vrut să fac dreapta. Eu pe ăla am mai mers, dar pe aici n-am mai fost. Avem cărări în zare. Ce avem aici? Băi, mi s-a stopat camera, mă. S-a agătat bateria. Cred. Sau s-a încins, nu știu. În fine, am un fipt cablu în dânsa. Eu racor, uite aici, mă. O, stai că aici trebuie să mă bag, uite așa. Așa ceva. Să nu rupem gărdulețul la tante asta aici. Nici acolo, nici acolo, bun. Da, bun, opresc că mă duc la birou. Gata, băi, am gătat. M-au ținut ăștia ceva, că și-au luat pauză să mânce. Mă, bine, am mâncat și eu între timp. Și mă duc la Hubo cu aia doi paleți. Cât e ceasul? E 1:11. Aici la Hubo imediat rezolv. Și cam 1,2 km până acolo. Deci e mai aproape decât ăla care a crescut. Că aparent nu e ăla. E altul. Ăla era parcă la vreo 4 km. S-au fi tot ăla, pui mește. Te-l bă. Unul ieșea deci dintr-o curte și se asigura în dreapta, dar în stânga nu se mai uită. Are ceva indicații, indicatoare? Nu, no, ha? Spatele trebuie să mă duc. Așa și facem. Vă dați seama că a durat 3 minute să termin aici. Faza care e? A sunat la firmă,
încărcare la ANC, 127 km am de aici. ANC-ul cunoașteți cu toții. Eu nu știu dacă are vreun sens mai filmez. Instinctul, știi? Eu întotdeauna trebuie să-mi bag un pic pulica, că altfel nu se poate. Dar nu neapărat cu răutate, e limbajul ăsta țigănesc pe care l-am. Mă bag, uite, chiar aici. Bun. Hai, mă, drept. Cât de cât. Hai, mă, boi, și mă ascultăm și noi o muzică. Ridic asta, le punem în poziție. Te aud, mă trezesc, e o bună dimineață. Ochii te albaștri o să-mi dea poftă de viață. Îți aud pașii prin casă, astăzi nu am chef de job. Zâmbetul tău poate vinde ca un nor. Fix acum ești perfectă. Îți iubesc orice defect, aș fi putut să mor atunci. Nu aveam niciun regret și te stric. Hai, fă-mi un ceai sau măcar vino în pat. Nici nu m-am dezmedicit, ești un drac în aripa. Dar nu răspunzi, e doar ecoul și suna atât de sec. Poate te răspund sau poate eu nu pot să mă trezesc. Mă ridic, poza cu noi nu mai este pe noptieră. Iar eu nu sunt în vechea casă sau la tine în garsonieră. Nu mă mint, e doar un vis, mă scufund în mare calmă. Pașii sunt atât de grei, vino să-mi dai o palmă. Ajung la oglindă că sunt plin de cicatrici. Totul pare neschimbat, dar tu nu mai ești aici. Un fel de a mai lungi cea mai frumoasă zi ar fi dacă mai putea minți. Ai da ceasul înapoi, ai fierbe două moi. Mi-ai spune că în casă suntem doar noi. Tăcerea te-ar ajuta să scap de întrebarea mea. Din toate întrebările, cea mai grea. Când noaptea s-ar face gri, tu nu te-ai mai putea stăpâni. Din baie la telefon ai vorbit cu glasul întunecat, cu aerul îmbufnat. Orice nu mai să mă vezi plecat. Și atunci te întreb, mai știi cea mai frumoasă zi a fost la început când nu mă puteai minți. Un fel de a mai lungi cea mai frumoasă zi ar fi dacă mai putea minți. Da ceasul înapoi, ai fierbe două moi. Mi-ai spune că în casă suntem doar noi. Un fel de a mai lungi cea mai frumoasă zi ar fi dacă mai putea minți. Ai da ceasul înapoi, ai fierbe două moi. Mi-ai spune că în casă. Vă spun sincer, mi-am băgat eu și o aplicație în aia și, dar eu nu prea sta să... N-a fost genul ăla să stau să bilez, mă uit după parcări, după... Eu am început munca, i-am dat gaz, tată. Stau tătă ziua cu Google Maps în mână, pula mea, cu Atlasul în mână, cum e idiotul ăla pe colega grup sau unde de dreacu-i. Cu Atlasul lui. Eu m-am suit în camion, dă-i cheie și du-te și fă-ți livrările, ce pula mea. Stau să studiez acum harta Belgiei sau a Olandei sau Franța. O pula, unde zicea să mă duc acolo, nu duceam. Nu știu ce accidentul vieții a fost de delay o oră. Ceva grav, sigur. Pentru că... V-am spus, coada s-a făcut tocmai până aici, uitați-vă și voi. Și eu mai am
2,8 km unde o iau pe E40. Aici. Dar aici pe E19 tocmai pe aici pe undeva e accident. Și încerc să fac o șmecherie, încerc să ies pe aici pe naționalul ăsta. Am, e ora 42 minute deja, am 15-20 minute pe aici. Și aia, uite și asta, tot aia face. Mergi, mergi, fătute în gură. Fătute în guriță. Aute cât a cârdu. Noi, ceva nasolie. Ei, blocat tot. De-am pe aici. Ce-mi zice ăsta pe un să iau? Bă, ești nebun. Nu mai iau după GPS-ul vieții. Mă bag pe aici, prin sat, prin ce pula mea e ăsta aici, oraș. Ei, nu știu. Și cred că tot o fi mai bine. S-a și reconfigurat. De multe ori trebuie să faci tu de capăt, nu după GPS, pentru că GPS-ul nu o să-ți reconfigureze sau nu, el nu, el curs, cum se zice, deși a setat traseul cel mai rapid, el nu știa să vadă, sau cel mai scurt, cel mai rapid, indiferent de traseul care îl setezi, nu știe. Aici să mă agăți pe careva când vine soarele ăla în pula mea în oglindă și nu văd. Tu-ți pot aia în gură să-ți fut. Cam îngustă situația pe aici. Dar asta e. Interzis nu-i? Fizic e posibil să mergi. Numai că e, na, mai îngust. Așa e pe sate, pe oraș. Păi numai asta 20 minute am pierdut. Pula mea, stau, pierd o oră, o oră jumate pe acolo. Dă-mi pe aici. Mai am 30 de kilometri. Pana mea. Ups, pardon. Trebuia să fiu deja acolo. Ăla din fața mea știe el ce știe. Sau s-a uitat și ăla ca mine pe o țară pe Google Maps și ce-o zis? Îi dăm. Îi dăm pe aici. Uite și pe ăsta se mergează. Ce frumos e și aici. Lângă Bruxelles. Probabil sunt foarte scumpe aici casele. Hai că dacă e ceva de rup, rup pe ăla. Mamă, să-l mă urc pe borduri, dar cred că tot mă pișc un pic pe aia. Pff,
Vai, tot soarele. Și am și ochelarii, bă. Bă, soarete aici. Aș pune un pic pe avarie să fut o pișare pe undeva în pula mea. În pula mea. Oh, că e 50, bă. Vasile. Eu te înțeleg cât te-ai stresat stând acolo în traficul vieții. Ce, m-am postat și pe Facebook, zic, să-mi bag pula, eu îmi pun, o să-mi pun poza cu traficul la copertă, frate, că pe mine mă reprezintă ștaurile și statul prin trafic. Coaie, cine e nomad? Cine e nomad? Da, cine e nomad? Coaie, cine e nomad? Da, cine e nomad? Acum începe viitorul. Vezi ce spui și ce vorbești, s-ar putea să-ți iei umorul. Mă confuz, eu sunt călăul, nu sunt ambasadorul. Sunt monstru din Dunap, când mă vezi îți iau sonorul. Și eu ard în caterinș, te ofti sau te încinși. Nu e treaba mea, sunt dar nu știu cum ai plec de aici. Femeile disperă că am efect de seră. Le sortez pe anotimpă exact ca gripa sezonieră. Tu vorbești degeaba, nici măcar nu te asculte. Vreau doar de la gât în jos și nimic mai mult. Nu mă leg la cap, nu mă pierd în amănunt. Indiferent de ce crezi tu, așa o arzi și ăsta sunt. Pe YouTube n-am afișat, dar nu-i nimic, mă ascultă frați. Că acolo este loc doar pentru pizde și ciudați. Și mă fut pe repăr vechi care s-au sucit la stil. Poate ai cântări și fan, dar pentru mine știi un chill. Am făcut multe căcaturi, unii poate m-au uitat, dar între timp am evoluat. Nu mai pe trend, poate nu m-am adaptat, dar n-o dau pe cenzurat când căcaturi, unii poate m-au uitat, dar între timp am evoluat. Nu mai pe cred, poate nu m-am adaptat, dar n-o dau pe cenzurat. Ne suntem amândoi, nu te pasea pe mine dacă începe vreun război. Și nu e de coi coaie, dar aștept așa puține. Cred că sper că viitorul mă poate surprinde. Bine, ok, hai, să o ard în chill, fără flacără la fitil. Încă mă strec un tip tril, de la piste am stil. Am caritate și tupeo, și vreo jala. Că știu că cea mai bună parte e următoarea. Sunt caz în hip-hop-ar. Încă te ascultă cel puțin o mână de nomazi. Încă vezi o mână sus și te-ntii s-o prins. Că refuzat să fii gândul, încă nu te vizi. Încă faci ce-ți place, mai așteaptă dace. Că sufletele noastre încă au carapace. Vorbim de hip-hop în viitor, tot tipic. Te fut în gură de pe scenă, n-o de public. Am făcut multe căcaturi, unii poate m-au uitat. Dar între timp am evoluat. Nu mai pe trend, poate nu m-am adaptat. Dar n-o dau pe cenzurat când am făcut multe căcaturi, unii poate m-au uitat, dar între timp am evoluat. Nu mai pe trend, poate nu m-am adaptat, dar n-o dau pe cenzurat când fraților, gata, am terminat peste tot. Aici am avut o paleți la prima MC 6, deci 14 paleți. Am rezolvat pe toți. Închidem ușile, le întoarcem și plecăm. Să plec astăzi, să nu vină să fută unul vreuna. M-a mișcat repede. La prima ăla dădea să plece acasă. Aia închide la 5, ăștia nu. Ăștia de aici. Și cam asta-i treaba. Să pun și lanțul. Și dăm talpă la turnout. Hai, analiza tot. Am băgat astăzi ceva, deci am zis de dimineață că ce cursă ușoară am, știi? Ușoară o pulă de cal. Hai mă. Fă-te pe masa asta. Deci, vă dați seama că mergem pe Zaventem. Ne întoarcem în hău, de unde am ieșit, că pe sat e mai rău. Până nu dă drumul la 19, la N19, la Național 19, nu... N-ai ce căuta. Au obosit o țără, că
M-am mișcat repede, repede. Și și dincolo, ca sugat, că pleca pulul ăla acasă. Pleca muica acasă. Am avut ceva activitate azi. 3 descărcări, 2 încărcări, 5 bucăți. Dar distanțe lungi. Distanțe lungi și... Na, și cu traficul vieții. Stai să vedem acum cum e. Stai, boss. Nu vor, mă, să stea. Nu vor băga mi-aș coceanul în sufletul lor. Se crede mai deștepți, mai pizdari. Mă. Vin toți acum. Hai, muie bleagă. Hai, azi, dacă dorești. Bun. Primul lucru ce facem când terminăm o încărcare, o descărcare? Aprindem un chiștoc, nu? Dar mai întâi să iese în autostradă. Doi bată, bă. Norocul să vă bată. Cineva care va merge cu viteza asta, adică cu 50 în față. Câți nervi să tot ai, mă? Da, ok, e limită de 70 aici, dar nu 50. Bă, stai, mă, ce 50 am zis? Cu 30. Am 40, cu 30 mergea. Eu m-am uitat și am văzut liniuța roșie acolo și am zis că e 50, dar nu e. Dar nu e așa. Ăștia sunt foarte așa, cu durere de pulă, cu... Bă, dar nu ne fac, ne-am făcut treaba, bun, hai să mergem acasă, mai avem și acasă treabă. Las că la soțiile voastre vin eu să le fut, dacă voi umblați pe drumul noaptea. Hai, mă, te urci pe ei și... Tot degeaba. Cu toți vă duceți încolo. Cum am zis, mai lasă, mai treacă timp și o să mai încerc să mai merg pe național, dar mai dau timp să gate drumul ăia odată. Iar s-a spart conducta.
Păi stai, Gabriele, ce să faci? Las că-i dăm acum față la tractorul ăla, că ăla mere încet. Norocul meu că s-o băgat ăla să vină încoace. Și mi-o ținut și mie aici. Da, știi cum mere? Cu 0,5 mai încet ca mine. N-ar apăsa și el un pic pe pedala aia. Ca să nu... Nici să nu-l depășesc, nici să mă apropii de el foarte lent. Trebuie să iau de pe accelerație. Hai mă, ce să le cer la ăștia? Ăștia sunt viței. Mă, bun, îmi aprind țigară, dăm drumul și noi la o muzică. Dar merg rac, așa că mi-au viteză de autostradă. Pe drumurile din România să mă vadă. Ajung în 12 ore rapid ca Mamaia. La Mamaia bătrânele 18 ani schimbă foaia. Bună, bună, nu am nicio nouă dumă, dar aș face schimb cu câteva dintre voi de gumă. Ce glumă, am tichetul de iertare. Oare se poate noaptea asta să avem dezlegare la păcate? Vodka, rupe boxa, bagă coca, cola, moca. Sorta vrea și ea, îi dăm și ei acum. Poți să vezi magia din vrajă când ne trezim dimineața dezbrăcați pe plajă. Sare și soare, o razna e așa frumos afară. Mă ori când le văd cum au buza pe țigară. Parcă toate mă invită la păcate. Am iubită, nu-i nimic, nu e pe aici. Oricum e obișnuită. Dar cum ziceai că te cheamă, corpul tău e bine, bine. Zicei dai să mănânce, vreau să-l iau acasă la mine. Cum dracu să nu te încinzi, ar ochelarii din obinci. Că am boală pe blonde și pe mămicile din 85. Stăm la terase și dăm dume, poate vreuna se lipește. Ai un ceas, ești o bombă, fața ta mă nebunește. Ești mămică, singurică, zi, vrei un ajutor? Poate cea mică mai are nevoie de un frățior. Arde-n vise, în foițe și fetele cu fițe. Indiferent că sunt studente coapte sau sunt doctorițe. Dau bere rece, timpul parcă nu mai trece. Nedormit de la 10, de ieri de la 10. Sare și soare, pe la mea moale, picioare.